Hei, salut dragilor și bine ați venit pe canal! Astăzi vreau să vă arăt, până nu vine GoPro 13, vreau să vă fac un mic review la GoPro 12. O îmbunătățire substanțială față de GoPro 9, de la care vin eu. L-am luat în 2020. O cameră bună, am folosit-o la filmat extraordinar de mult. Am filmat în jur de 10 terabytes cu ea. Foarte ok. Acum vreau să vă zic câteva pros și cons venind de la GoPro 9 la GoPro 12. Prima chestie care e îmbunătățită la GoPro 12 este că îți dă 1080p 60 de frame-uri în HDMI out. Adică poți să o folosești ca și o cameră de streaming și asta o și folosesc și eu. Foarte puțin filmez cu ea, doar o folosesc pentru streaming, ca și overhead la setup-ul meu de tobe. O să vă arăt în filmare. Video quality-ul față de GoPro 9 nu mi se pare diferență mare, chiar de o diferență uimitor de mică. Asta ar fi la cons. Încă un con este că, din păcate, se încălzește foarte tare, dacă vreți să. Și în 1080p60, cum filmez eu de obicei când fac vlog, foarte tare se încălzește și după jumătate de oră se stinge. Am pățit de multe ori. Dacă ești afară, dacă ești înăuntru, mai pot să faci un 50 de minute, o oră, eventual, doar că, na, camera e gândită pentru outdoor. Bun, și dacă ai, cum am zis, dacă ai media modul, ăsta poate să-ți dea HDMI out la 60 de frame-uri în HDMI out în standby, adică dacă nu filmezi, ceea ce e super fain dacă faci stream. Eu, cum am aici spațiu mai mic, cel puțin ca și overhead, am nevoie de o cameră de genul pentru a capta tot și îl pun în super view, atunci captează foarte mult. Îmi place mai mult meniu. Meniu e un pic simplificat, are două moduri, easy, adică un mod care e mai ușor și modul complicat are aici la controls. Uite așa, controls pro și easy. Și când e pe easy, ai mai puține setări ca să fie mai ușor să umbli pe cameră. În rest, display-ul se mișcă bine, touch-ul e foarte ok. Îmi place că îți arată chiar cum pornești camera, îți arată cât spațiu mai ai, de exemplu. În rest, e ca și orice alt GoPro de la 9 în sus. Foarte mare păcat că se încălzește așa de tare. Când primești camera, îți dă o baterie enduro, bateria albă, care rezistă și că mai mult la temperatură mai mare. Fain, adică mi se pare o chestie faină. Încă o chestie bună la cameră este că ai thread-ul și aici, adică poți să pui thread de 3x8, poți să-l pui direct aici. Mi-ar fi plăcut să aibă, ca și DJI-ul Action 4-le are, să aibă mount magnetic, păcat că nu are, și în rest are picioruțele pe care le prinzi în prinzătoarea lor proprietary. Ca și video quality, o să vă pun acum pe ecran să vedeți cum se vede comparativ cu GoPro 9-le. Eu zic că e o cameră care poți să o folosești în multe situații, are luminozitate mai bună în low light, deci cam asta e problema cu toate GoPro-urile, că în low light destul de rele, dar și iPhone-ul și toate au problema asta. Dacă îți trebuie o cameră cu 60 de Hz la HDMI out pentru streaming, streaming mă refer cu placă de captură, bineînțeles, deci pui HDMI-ul și după aceea te duci într-o placă de captură sau într-un Atom Mini, dar mi-ar fi plăcut să văd, ca și la GoPro 7, să văd o ieșire HDMI built-in, adică să nu mai trebuiască să iei ăsta care e încă 100 de euro. Na, ăsta îți mai dă câteva chestii în plus, adică ai aici două mounturi ca să poți să pui chestii pe el, să pui un recorder sau un flash. Fine. Și are și microfonul intern, care e un bullshit, nu? Se aud mai bine microfoanele interne decât astea. Dar față de GoPro 9, dacă vrei să înregistrezi cu microfoanele astea de pe Media Mod, aici poți să le folosești pe ambele. La GoPro 9 puteai numai să folosești ori față, ori spate, ori microfoanele de pe cameră. Și tot timpul am testat foarte mult. Microfoanele de pe cameră suna mult mai bine decât microfoanele astea care sunt pe Media Mod și mi se pare o prostie așa de mare. La asta măcar poți să folosești ambele microfoane să meargă
deodată și măcar așa poți să ai un sunet cel puțin teoretic mai bun. Dacă o găsești camera la promoție, mi se pare o investiție bună, doar dacă e la promoție. Și acum cum trebuie să vină GoPro 13-le, sunt curios dacă o să pună măcar un senzor de un inch ca la DJI. Nu cred, slabe șanse, dar ar fi fain să vedem asta. Următoarea mea cameră o să fie un DJI Pocket 3. 100%. Pentru că e foarte mică, poți să o pui cu tine oriunde și are foarte multe chestii. Are și gimbal pe ea, deci. Dar deja vorbim altceva. În concluzie, cum am zis, se merită. Dacă vrei să faci stream, îți trebuie media modul. Nu se călzește prea tare, am făcut stream more în șir cu ea, nu am avut nicio problemă, nu moare în timpul streamului, chiar mi se pare o chestie super ok. Față de GoPro 9, GoPro 9 împreună cu media modul, dacă vrei să-l folosești pentru stream, e o bătaie foarte mare de cap. Ba nu pornește, ba se oprește, ba își schimbă rezoluția la HDMI out, la o rezoluție de aia foarte mică și o folosesc cu Atom Mini Extreme-ul. Am pus și aplicația aia firmware special care te lasă să setezi camera într-un mod anume. GoPro 9 cu media mod nu recomand absolut deloc, e o bătaie foarte mare de cap. Mai bine îți cumperi GoPro 7. O găsești foarte ieftin, cu câteva sute de lei, 500-600 de lei, care are HDMI out integrat. Ce mi-ar fi plăcut e să fie 60 de frame-uri, nu e 60, 30, dar oricum imaginea e destul de clară și de fluidă ca să poți să folosești în streaming. Și cam asta a fost. Lăsați un like, un subscribe dacă v-a plăcut și ne vedem în video următor. Ciao!